Bia, acestea sunt momentele în care îți pare rău că ai chiulit de la franceză. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia vină încoace să vorbești cu vecinii tăi. Ai făcut franceză? Da, am făcut, dar nu sunt cea mai pricepută persoană la franceză. Dar îți pare rău că n-ai fost mai atentă la ora? Acum? Puțin. Vezi? La pronunții. Dar nu e vorba că n-am fost atentă, e vorba că nu e limba mea preferată. Nu știu, nu mă atrage. Pe vremea noastră era o vorbă, se zicea, ești mai urât ca limba rusă. Acum nu se mai face rusă, bănuiesc, da, deci... Am germană înțeles. Se mai face în școală. Da. Și aia e o limbă foarte melodioasă. Limba germană este superbă. Fantastică. Superbă. Așa, îți doresc să auzi dimineața la prima oră. Și cu toate astea, uite, soarta așa a făcut să trăiască să cânți în franceză. Da. Trebuie. Eu am fost foarte slab la franceză. Și eu sunt. Singura locomotivă care m-a dus înainte a fost colega mea de bancă. La franceză aveam șansa să vin de la 7 la cursuri, singura oră de la 7, joia. Păi nu știi că nu erai cu mine, ce te înstrâmbi așa? Erai deasupra. Și... Intra-șaptea? Nu mă intra-șaptea. A, de la 7. Eu am făcut și în liceu, un peu de français. Bă, hai să zicem... Bă, Dănuțe, tu ai făcut franceză după ce ai trecut de 28 de ani. Am făcut franceză... Ai învățat franceză circumstanția. Mon ami e malada la te. Deci, el v-a mai povestit în cum profesoara de franceză, doamna Delphi, era mama colegului nostru, Cristi Delphi. Și atunci... La mer. Cum? Încerc să traduizele frasului la mer. Și atunci, ce făcea nenorocitul ăsta? Cristi tot timpul a fost foarte mare, așa, bărbat bine și avea, iarna avea o geacă foarte, foarte groasă, foarte, foarte lungă. Il avea un jac très gros. Très gros. Și mon ami, aci de față, subtilize. Sau S-ul nu se pronunță? Ciordale. Ciordale, Jacques Chirac. Îi ascundea geaca pentru ca pe seară să apară la ușa doamnei Delphi, că noi știam unde ne stau profesorii, că practic eram toți vecini, adică la Reșița. Bătea la ușă și apărea doamna Delphi. A la port noir. Cum e tablou noir, era și port noir. Și ieșea doamna Delphi. Bonsoir, bonsoir! Qu'est-ce que vous avez préparé? Care porojur dui devoara la maison. Și gândiți-vă că geaca de iarna lui Cristi, care lui venea așa un scurtuc, cum zicem noi, era, practic, dacă se îmbrăca, era un fel de inspector Clouseau mai pămic. Deci atârna. Era o chestie, era o plapumă, ce să mai... Și zicea, Cristi și-a uitat chestia asta pe care o vezi din satelit. Și-a uitat-o din nou la școală, zicea mon ami. Lui. Și madam profesor zicea... Și zicea, măi, Dani... Ce copil drăguț! Che joli... Tu as fait de Baptiste? Yes! Da. Che joli ville! Da. Dans le Pipera! E un mall în Pipera. Petit paysan, îi zicea. adică micule țărat, cum ar fi. Je te remercie! Hai, mă, ce dracu, mă! Futur proști! Să știi timpii, Bia! Și că la seman proștea e ascult pentru așa. La și ar fi seman. Bine să înveți verbele neregulate. Ceea ce la vârsta aia... La vârsta aia nu era cel mai simplu. Era așa. Și la seman proști... Proști, mergeam amândoi la școală. Proști făcuți grămadă. Da. Da. Mulțumim, Răzvan, pentru această... Ilia, adică am crezut că e la Ilia unde e hidrocentrala. Ne duceam la Ilia. Vorbesc cu Bia, care are 15 ani. Dar el a făcut franceză, era nebunit după...
Era specialist în accentul circumspect. Asta e gluma mea, eu am inventat-o. Eu am inventat gluma cu accentul circumspect. Usolezoazo! Gata cu franceza. Gata, nu? A, e și aici, bine. Scuze-ne, Bia. Bia, că ai venit la noi, la clubul seniorilor, sector 3. În clasa 8-a... Am examen, da. Examen de? Capacitatea, pentru când trec la liceu. Aha, aha. Vă dă examen să vă dă dacă sunteți capabili să treceți mai departe? Așa se pare. Ai dat la limba străină acum, săptămâna trecută? Limba străină ai dat-o săptămâna trecută? Da. Ce ai dat? Engleză. Bine că n-ai dat francez. Altfel te ajutam. Te medita, monsieur profesor. Cum a mers? Treaba a fost în regulă? Da. Totul bine, da? Eu sunt convins că tu numai de școală nu ai chef să vorbești. Vrei să te întrebăm de clip, școală, cum te-a machiat fata asta de zici că ai 32 de ani? Am înțeles. Felicitări pentru clip. El se găsește deja online? Da, este pe YouTube. Bia Jevu, trebuie să caut. Jevu, da. Dacă a sunat la franceză. Dacă nu, nu scrieți nimic. Aie, țineți-vă de școală. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Să nu uitați de Instagram, follow pe Instagram, la mine acolo. Piesa e făcută cu Monoar, unul pe care îl apreciez foarte mult și sper să vă placă. Da? Astea micile știu ce vor de la 12 ani deja. Care 12 ani? Că 15. Nu, de la 12 în sus. Pentru că 15 e mai mare decât 12. Bă, și ți-a zis doamna Petrovan în general... Dacă A mai mare ca B. Să pui... Dacă... Și B mai mare ca C. A mai mare decât toate. Cum adică? Dacă A e mai mare decât B și B e mai mare decât C, A e mai mare decât ambele. Și cum se cheamă asta? Ce-am spus noi acum? Ceva de Nikita Stănescu oricum. Îți spun pe oroscop. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine, bravo, bravo Dani, bravo tataie. Trezără de... Trezără, că nu o să mai vină tineretul aici, Boșo. Să mai... Ia să vedem... Să miți și alți colegi tale. Cum face un elefant pe plan drept, tropa, tropa. Și pe un plan înclinat, tropa, tropa, cos de alfa. Ha, 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 ha. Știi că Răzvan spune gluma asta de vreo 20 de ani, dar el nu o și înțelege. Păi, cos de alfa, cred că e unghiul planului, nu? Nu știu, mă, că mi-a zis tata în clasa 6-a, că n-am gândire matematică, să-mi văd de altele. O făceai la sinus, la... Nu mai tăpează? Păi aia la sinusul le-am făcut acum, în iarnă. M-a nenorocit, m-a nenorocit. Scuze-ne, noi doar facem pe proști. Nu, noi nu doar facem. Noi nu doar facem pe proști, suntem făcuți grămadă, stai liniștit. Da, râde lumea așa. Da, dar cine nu o să se plictisească la azil? Hi-hi! Când o să facem concursuri cu băbuțele alea de vârsta noastră? Da. Acolo. Concursul de tropa, tropa? Și pescări cos de alfa?